Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem un meci în deplasare cu Basel. Înainte să începem, aș vrea să vă amintesc să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susține seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Echipa este pregătită pentru partida care va fi disputată la Basel. Începe meciul. Steaua București este în echipamentul de deplasare, un echipament care lui îți place. Ce mi-e place, ce se mai o culoare frumoasă. Diaz, un gol care a dat, un om care a dat un gol foarte frumos de Steaua în grupa Ligii Campionilor în realitate la București. Diaz, un călcâi acolo, șut al lui Seredie sau Wilson, cred că a fost ăsta. Oricum, peste poartă, ăsta este lucrul important, e bine că a fost gol. Minge pentru Stanciu, pe mai departe la Iancu, Gabi Iancu pentru Dongu. Kipciu a vrut prea mult din această pasă. Kipciu un duel acolo, cor la cor cu Wilson Eduardo. Trece Kipciu, ce puternic, gol! Dongu Țafac, minutul 12, marchează Țafac 1-0 pentru Steaua împotriva celor de la Basel. Kipciu a centrat excelent, iar Dongu Țafac a reușit la cap să învingă pe toți trei jucători care îl urmăra cu celor de la bază și pe portaș și pe cei doi jucători. Țafac recuperează, Țafac în formă mare, gol! Terpile rupe poarta, Dongu Țafac! Al treilea său gol în Liga Campionilor pentru jucătorul de 19 ani, luat de la Barcelona B. O superbă execuție și finalizare sau ce să mai, un șut care a rupt plasa lui Dongu Țafac încă o dată. Băi, ce se întâmplă, parcă școala la amator, Dongu Țafac, nu e la amator, uite aici, îți dai seama, Seredie vine acolo, Seredie este o elvețeană acum și el. S-ar putea să fie chiar jucător de națională. Dokșal pentru Degen, Latovlevic pentru Dongu. Pasta nu este foarte bună recuperată, cei de la Basel. Rai pentru Dokșal pentru Diaz trece, Diaz lasează la Wilson Eduardo. Ușet, 2-1 au redus din avantaj. De fiecare dată fac asta adversarii noștri, dar parcă și noi revenim, parcă și noi suntem mai drăcoși. Hai să fim și acum așa. Wilson Eduardo marchează în minutul 19. Pasă foarte bună primită de la Diaz. Și finalizarea la Uschis, parcă se apără șansă. Bă, eu zic că nu ne trebuie portar. Eu zic că nu chiar ne trebuie portar. A mers foarte bine Gartos, Augustinio, Adi Popa, Adi Minune cu o pasă minunată, o pasă luminoasă pentru Iancu, Gabi Iancu, fake shot, Iancu în marginea care o centrează către Dongu, apără Zomăr, bară a lui Stanciu, ocazie mare, uriașă pentru Steaua București. Nu am putut din nefericire să dăm gol la această fază pe care a fost prelungit, au fost două ocazii într-o singură fază avute de Dongu Țafac și cu Latovlevic pentru Dongu Țafac. Dongu, apără Zomăr, ce ocazie pentru Steaua chiar în deschiderea reprizei secunde. Dongu Țafac a avut șansa de a face hat-trick-ul, a apărat din păcate Zomăr acolo. Stanciu pentru același Dongu Țafac, mai departe la Kipciu pentru același Stanciu, apără Zomăr, din nou Zomăr atent, iar acum Augustinio dând voleu și lovitură de mine pentru Steaua la un hands al celor de la Basel, șut în mâna celor de la Basel, mâna unui jucător de la Basel. Ce lovitură, ori batem cu schemă, ori ce facem aici. Să vedem totuși cum vom executa. Destul de tentat să batem pe poartă. La tovele și pentru Augustino, bă, dar putem mai tare trebuia să dea pasta aceea la Tovlevic. Gardoș, Augustino, șansă erosită de Steaua București. Mai bine dăteam cu Augustino pe poartă. Augustino acum vrea să se răzbune. Augustino centrează către Țafac, respinge Samuel acolo. Nu este foarte înalt acest Țafac, dar foarte bun la cap. Dongu Țafac pasă pentru Kipciu, gol! Lasă offside! Ce foarfecă acrobatică lui Kipciu! Ce a fost asta? Hai, arbitrule, pe bune! Offside milimetric observat de arbitru.
Țafac scap acolo, Țafac, domnul Țafac pentru Stanciu, Stanciu peste poartă, bă, dar ce-i cu ocaziile astea, ce-i cu ratările astea, Stanciule, și tu ratezi, Țafac l-a servit acolo la pomană, ce să mai mânc, o ratare ca în curtea școlii, pomanagiu de Stanciu, nu poate să dea un amărât de gol, intră și Delgado în locul lui Dias, când, doamne, o, Eduardo, concentrare acolo, o, fac, nu, Megan, 2-2 din nou, suntem egalați din nou, am condus chiar cu 2-0, oh, low, Megan marchează, ce se întâmplă cu Steaua, ce se întâmplă cu Steaua, nu mai poate câștiga ea un meci în Champions League, tu așa măcar... de, nu zic detașabil, la pas, iată ocazia aceasta, bară și corner din această fază, corner, șutul lui Țafac a fost respins în corner, câte schimbări a făcut cei de la Basel, centrarea, gol, Varela, Fernando Varela marchează, centrarea lui Augustinho a fost perfectă pentru omul care dă gol, omul de gol la faze fixe, Fernando Varela a reușit să învingă, să învingă pe, și pe portarul Zomor și pe fundașii lui Basel la cap. Vedeți frumos, Dongu recuperează foarte bine, Iancu pentru Augustinho, Augustinho gol, 4-2, ce meci! Ce meci pentru Augustinho, care dă un gol și o pasă de gol. Oh, Augustinho reușește să marcheze un gol foarte, foarte frumos. Chiar primul gol al său la Steaua, da? Adevărat, primul său gol la Steaua în Liga Campionilor, împotriva celor de la Basel. Că Steaua va câștiga clar această partidă cu Basel. Nu știu dacă cu 4-2, pentru că sunt 3 minute de prelungire și Basel sunt care un nostru... Lato de Vizio cu capul, ce e asta, bravo Arla, Lato și Iancu, Gabiancu, o minge încercată prea pretențioasă pentru Țafac și da, 4-2 Steaua, ia 3 puncte importante în Liga Campionilor împotriva lui Basel în deplasare, Țafac omul meciului, o dublă în acest meci pentru Țafac, 9,2 a fost nota sa. Și da, Gafarot, jucătorul tot de la Barcelona vrea și el să joace măcar un singur meci. Meci cu Botoșan, meci pe terenul nostru. Oare să jucăm cu cea mai bună echipă? Nu vom juca cu cea mai bună echipă. Da, Patrick ăsta să intre și el, Pamfui, Fernando Varela și Pârvulescu, Prepeliță, Lucian Filip, Stanciu, Grădinaru, Cheșeru și... nu Țafac, hai să lăsăm pe Țafac, hai să joace și el în atac cu Jeșeru. Nu are ce să ne facă ăștia de la Botoșan, poate defensiva să fie puțin așa, dar e Varela acolo. 2-0 Țafac, dublă, păi când e Țafac, mă, titularul nostru, nu ai ce să faci, nu ai... Arlauschi s-a accidentat 7 zile, ce păcat și de fapt lăsăm aici... Râpă este Niza este titular în atacul nostru, în poarta noastră. Ia uite, Cheșeru dublă, Steaua câștigă la pasa cele două meciuri care le-am simulat, câștigând 30.000 din Cupa României. Și avem meciul împotriva celor la CFR Cluj, derby. Oh, 3 stele jumate din nou pentru Steaua București. Asta este liniștitor. Gardoș, Latovleviș, Neagu, astăzi sunt pe Prepeliță și Filip, pe Augustinio, ok, ci un atac normal, Stanciu și Adi Popa, dar Stanciu vezi venea aici pe centru, astăzi scoate mai bine pe Augustinio să joace Stanciu, nu, pe Prepe, știi, trebuia normal, bă, dacă de bun e Prepe ăsta, să și Stanciu, are 28 de ani, Prepeliță are 28 de ani, băgăm pe Stanciu și aici să vină Gabi Iancu, care este foarte, foarte bun și el. Da, aceasta este echipa noastră, a crescut Țafac la 67 overall match în deplasare la CFR Cluj, e urmăritoarea noastră la titlu. Da, începe meciul, un atacant Runi este aici la CFR. Iată minge pentru Augustinio. Augustinio centrează pentru Țafac, gol! Țafac, 1-0 pentru Steaua București. Domnul Țafac marchează și zici că e Cristiano Ronaldo. Ce frumos, Augustinio îi pasează lui Țafac, doi fost coechipieri de la Barcelona, de la Barcelona B, 1-0 pentru Steaua în minutul 6, Dongu Țafac este cel care marchează,
Deac pase pentru Da Silva, Da Silva în care nostru oprește balonul, tarce la Muniru pasează la Da Silva Phil și balonul recuperat. Ce greșeală au făcut aici cei de la CFR, nu au știut cum să facă această fază. Niță, portarul nostru titular aici cu CFR, cred că este a doua partidă a lui Niță. Augustinio, Provienzo, cum se spune asta, Kipciu se demarcă, este în care avea Kipciu, trage balonul la Iancu, centrală Iancu pentru același tafac, este Popa, în vincul Kipciu, bară, a venit mingea în piciorul lui Kipciu, a tras în bară Alexandru Kipciu. Ce ocazie mare, două bări la aceeași fază pentru Steaua București, ocazii uriașe care nu am putut să marcăm. Totuși este 1-0 în continuare pentru noi datorită golului lui Țafac. Kipciu acum pentru Țafac, vrea să plece să-l servească Dongu pe el. Kipciu pasă pentru Țafac, Țafac! În fața golului 2, Vatca a reușit să apreuite, îl bași pe Vatca în poartă și pe Felgheria și lași în atac, ce antrenor. Adi Popa centrează, Gardoș acolo nu a putut să trimită în poartă apărată de Vatca. Roni, acum este Mario Felgheira și iau umilit acolo, ce să mai. Roni pentru Da Silva, Cristian Da Silva pasă pentru Deac, scapă cu Niță, bravo Niță și acolo sare pe el râpă. Băi, ce asta e cu cap, măi, schemă, știi? Zice că s-a împiedicat de Niță acolo râpă, dacă a căzut pe el, dar na. Ce să facem, asta e viața, până dă și el ceva acolo la buci, s-a pus peste el. Și la stătea capră, s-a pus capră în fața lui. Na, dacă și arbitrii fac blaturi, da, seara, jucătorii n-a ce au să nu facă. Bine Stanciule, pasă pentru Adi Popa, centrarea lui Popa, respinsă de Ene. Și acum Dongu cu capul, nu a putut face nimic. Este Runi pentru Muniru pentru Deac, reprimește Muniru, îmi amintește de Munir de la Barça. Cristian Da Silva, Phil pentru Muniru, recuperăm, râpă, Varela pentru Țafac, Dongu, Țafac pentru Kipciu, haide Kipciule, Alex Kipciu schimbă partea foarte bine, pasă pentru râpă, ocazie mare, gol, Țafac face dublă, Țafac face șac și mat defensiva celor de la CFR Cluj. Se bucură acolo și Augustinio și Adi Popa și toate vedetele stelei. Da, o execuție pretențioasă încercată de Adi Popa, am crezut acolo că a fost râpă. Este 2-0 pentru Steaua, o dubla lui Dongu Țafac, marchează de la meci la meci foarte multe goluri acest jucător, un jucător foarte bun, Felgheira. Și ia uitați-l, mă, ce greu l-a de post, da, Țafac acolo, mai să se ducă la fanii tribune. Uniru pentru Deac, mai parte la Da Silva, Cristian Da Silva, centrarea lui Da Silva, Runi cu capul pe lângă poartă. Ocazie mare, a dat acolo dintre doi Runi, ocazie mare pentru CFR Cluj, nefructificată, Deac va ieși, a intrat în locul său, chiar n-a fost atent cine a intrat, greșeala lui Niță, Runi profită, haide Niță, bine Niță, fuck. Niță greșește așa la debutul tău, adică vrei tu să arăți că ești titular la Steaua, că meriți să fii titular la Steaua în locul lui Arlauskis, dar nici tu nu ești poamă bună, ratează și de fapt greșește și Niță. La Tovleviș pentru Adi Popa, Adi Popa pasă pentru Țafac, ce foarfecă, nici aici nu dăm gol prin Kipciu, nici aici nu dăm gol, câte șanse pentru Steaua și Varela pentru Adi Popa, pasa lui Popa este însă recuperată de cei de la CFR Cluj. Kipciu deposedat de Muniru și Stanciu recuperează foarte bine acum Kipciu posede șut, Kipciu șutează un șut care Vatca l-a prins în brațe fără probleme. Taia minutul 88. După acest meci chiar să ne uităm cine mai este goalgetter în Liga 1, să vedem dacă Kipciu și-a păstrat prima poziție, să vedem cu câte goluri
este prima poziție. Augustinio pentru Donguța Fac. Donguța Fac depusedat de Thiago. Acum minge pentru Rooney, care nu are nici pic de viteză aici. Augustinio, Țafac și Provencio recuperează. Muniru pentru Guima, Guima pentru Da Silva, Da Silva, Cristian Da Silva pentru Rooney, 1-1 cu gardul și care un nostru Rooney, Rooney cât de ușor l-a făcut Rooney, oh shit, oh shit, nu gardul, tu-s gardul mătii și, oh my god, nu, Rooney marchează, este 2-2, ce revenire pentru CFR Cluj cu Felgueira și în teren, mă, și-au bătut joc de noi, și-au bătut joc de noi, 2-2, mă, Steaua e de râs. Steaua face decât 2-2, o altă, din nou se încurcă în campionat Steaua București, 2-2, Țafa acum meciului, băi, am avut meciul mână, mă, am avut meciul mână, știți ce înseamnă asta, și nu am făcut nimic, l-am ratat, am fost niște paranoici, nu știu cum să-i spun, ce oameni, ce oameni, fraților, ia să vedem golgheteri și pe ce loc suntem, pe ce loc suntem acum în momentul ăsta în campionat. Kipchoge golgheter cu 10 goluri, urmat de Budescu cu 9 goluri pe locul 2. Donguța Fac este și el pe 4 goluri la egalitate în puncte cu Mutu. Este și Alexe pe acolo. Da. Pe ce loc suntem oare noi în Liga? 2 pe primul loc, 2 puncte avans. Însă lucrurile se cam complică. Am avut câteva încurcări în campionat. Sperăm să nu se mai întâmple. Acesta a fost și episodul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Ultra, rămâneți cu bine, sayonara!